Dar eu aș vrea să le mulțumesc fără îndoială celor, tuturor celor care sunt astăzi aici, dar n-am uitat, dar nu l-am văzut. Pe cel cu care am făcut așa un fel de consiliere, pentru că este probabil cel mai priceput om în comunicare. Îi mulțumesc pentru sprijinul din vremea aceea complicată, pentru faptul că aproape peste noapte am reușit să facem un spot. Spotul ăla frumos cu vocea domnului profesor Florin Zampirescu este realizarea unui domn care e aici, în primul rând. Doamnelor, domnilor, el este cel care știe mai multe despre comunicare. Felix Tătaru. Felix, mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc, doamne ajută. Da, a fost o bucurie să fiu implicat în proiectul ăsta și că v-ați gândit că aș putea să ajut. Eu și soția mea suntem de vreo 10 ani implicați într-un proiect care are mare legătură cu ce se întâmplă aici. Chiar dacă nu tot simplu putem spune foarte direct și clar, dar o spunem. Pentru jumătate din țară, s-ar putea să știe, e vorba de Radio Ițibiții. Și soția mea conduce Radio Ițibiții. Și sigur că am ajutat cât am putut în demers, după cum probabil ați auzit. Dar ce vreau să zic este că de ceva vreme radioul ăsta are sloganul Bucurie în familie. Și cred că nu poate exista bucurie autentică fără Dumnezeu. Și cred că asta poate să fie rolul cel mai important a celor care încă n-au, pentru cei care n-au ajuns încă la biserică, dar care merg la școală, să descopere bucuria autentică cu Dumnezeu prin, cu ajutorul și prin inspirația profesorului de religie. Și mă gândeam așa, de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple această prigoană într-un fel. Și iată de ce. Mi se pare că asta a generat bucurie extraordinară. Nu că un om, poate așa, mai centrat pe sine, de la Buzău și altul, care se ia de toată lumea și apără toate drepturile minorităților de care știți cum e și așa mai departe. Deci oricum are treabă cu toată lumea, doar cu religia. Dumnezeu i-a îngăduit. De ce? Și iată care e efectul. Suntem cu toții azi aici în sala asta. Mi se pare extraordinar. Ăsta este efectul. Ne-am mobilizat într-o proporție covârșitoare, am înțeles, mai mare decât cei, decât erau înainte, nu? Care studia fără de religie, am înțeles. Ca o urmare, deci a potențat ceva latent. Era în noi ceva și ne-am mulțumit cu așa cum era. Dar nu înseamnă că era neapărat bun. Și mă bucur foarte mult că Liana și ia acel mesaj și susține. Până una alta, obiectivul este ridicarea standardului ore de religie. Sunteți reprezentanții, ca să zic așa, beneficiarilor, da? Sunteți, nu ca în servicii, eu lucrez în servicii, fac publicitate. Și dumneavoastră sunteți și puteți spune, domnule, sunt eu mulțumit de ora de religie? Da sau nu? Și atunci, având o astfel de asociație, o structură națională, până la nivelul fiecare clase, va putea monitoriza și premia acolo unde este cazul și penaliza acolo unde este cazul, ca ora de religie să fie cea mai bună oră. Și de ce spun asta? Pentru că am avut ocazia să cunosc oameni care au spus profesorul meu de religie mi-a modelat destinul. Nu am auzit despre mulți alți profesori. Sigur, am avut și eu un timp în care nu exista ora de religie modele în școală. Dar să-L aduci pe Dumnezeu acolo, nu cu puterea, cu harul, în a modela un destin e cu totul altceva decât modelul unui profesor, să zicem, laic. Competent, cu siguranță, sunt foarte mulți profesori buni. Dar acolo unde vine Dumnezeu, parcă e altfel. Și eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat și mie ocazia asta să pot să ajut. Și îmi propun să ajut în continuare, sperând că o să folosească și noi la mântuire. Mulțumesc!